Actele de înscriere la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se mai pot depune doar până pe 6 septembrie. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, admiterea în sesiunea toamnă 2024, se derulează până pe data de 6 septembrie, vinerea aceasta, la ora 13. Candidați se pot înscrie pe platforma online sau la sediul universității. La sediul universității programul este de la 9 la 13, iar pe platforma online non-stop până vineri 6 septembrie la ora 13. Necesare înscrierii sunt diploma de bacalaureat, buletinul pe care aceștia dețin, certificatul de căsătorie dacă este cazul, certificatul de naștere și adeverința medicală eliberată de medicul personal. Unele dintre specializările din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești au fost la mare căutare și anul acesta, atât de elevii români cât și de cei străini. Spune care au fost cele mai căutate specializări. La Facultatea de Inginerie a Petrolului și Gazelor, concurența cea mai mare a fost la programul Inginerie de Petrol și Gaze, unde s-au ocupat absolut toate locurile la buget. La Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, cele mai căutate specializări au fost Ingineria Designului de Produs și Calculator. La Facultatea de Tehnologie a Petrolului și Petrochimie, cea mai căutată specializare a fost prelucrarea petrolului și petrochimie. Dacă vorbim de Facultatea de Litere și Științe, concurența cea mai mare de 3,5 candidați pe un loc a fost la programele de pedagogie a învățământului primar și preșcolar și pedagogie, unde s-au ocupat toate locurile la buget și taxă. Iar la Facultatea de Științe Economice, cea mai mare concurență s-a înregistrat la programul de studii management. Pentru elevii străini, la anul pregătitor avem 100 de locuri, am avut peste 200 de candidaturi, însă așteptăm scrisorile de acceptare de la Ministerul Educației. Cei care își doresc să stea la cămin pe parcursul anului universitar trebuie să depună o cerere tip. Cei care își doresc să beneficieze de un loc în căminele Universității Petrol-Gaze din Ploiești pot depune o cerere la serviciu social la căminul 4 sau, dacă vin să se înscrie personal la universitatea noastră, vor găsi pe cineva care să le dea această cerere la înscriere în intervalul 9-13. Candidații admiși la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești vor începe studiile pe 30 septembrie.